Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Guvernul a inițiat un proiect de lege prin care proprietarii de trotinete sau biciclete electrice vor trebui să facă RCA. Asta mi se pare tare. Ești de acord sau împotrivă? Nici. Nu m-aș gândi niciodată. Nici. Ai bicicletă? Da. De electrică? Nu. Deci, ok. E considerat, deci, pentru vehicule, vehiculul e considerat vehicul orice mijloc de transport cu masă proprie mai mare de 25 de kg și o viteză maximă mai mare de 14 km pe oră. Acum înțeleg. Dacă vii cu viteză și ai și masa asta, poți să faci ravagii. Eu nu înțeleg de ce se referă la masa obiectului. Adică să fie minimum 25 de kg. Pe de altă parte, eu pe bicicletă asta ar trebui să merge a eu. Da. Nu. Nu. Giulea, nu, stați, e periculos, serios. Acum, păi da, asta eu zic. Să întreb așa, și sunt convins că mulți o să zâmbească atunci când o să audă, dar aș vrea să știu. Mă, a fost cineva călcat vreodată de bicicletă? 0372069599, telefonul nostru, sau mesaje pe WhatsApp 0728 3D1 3D2. Călcat, dar nu pe bombe, în sensul de lovit. Nu, lovit accidental, de o bicicletă, da. În viteză, da. Maxim. În primul rând că bicicletele, adică cred că de la vârsta de 3-4 ani încolo, orice bicicletă poate să meargă cu mai mult de 14 km pe oră. Da. Dar proiectul guvernului se referă la vehicule cu masa proprie mai mare de 25 de kg. Asta e tare. Adică o bicicletă obișnuită nu are, nu știu cât are, 10 kg, 8 kg, 12, habar n-am, nu au 12, nu au 25. Ale nu. Electrice au probabil greutate mai mare, da, nu da. N-am avut niciodată. Dar, din punctul meu de vedere, problema majoră nu este neapărat masa vehiculului 25 de kg. Și faptul că atunci când te lovește cineva care merge tare pe o bicicletă, contează și masa omului respectiv. Eu știu pe cineva, am o prietenă foarte bună, care a fost lovită, glumim, zicem, te-a călcat bicicleta. Ei nu-i arde de râs deloc, pentru că a fost lovită de cineva pe o bicicletă care cobora o pantă în mare viteză, probabil că avea 50-60 de km pe oră când a lovit-o, și a băgat-o în spital. Cred că a fost un pic și în comă. Ești proiectil. Da, ești proiectil. Adică și în potrivit acestui nou proiect, nu contează, nu trebuie să-ți faci RCA. Pe de altă parte, n-ar fi complet caragios să trăiască să ne facem RCA pentru că avem bicicletă și mergem pe bicicletă? Șansele ca o bicicletă electrică să ajungă la viteze de genul ăsta, 20, 25 sau mai mult de kilometri la oră, sunt mai mari decât o bicicletă normală. Și asta este adevărat. Indiferent de masa acelui care stă pe bicicleta respectivă. 0372069599. Stai puțin, că aici nu e vorba de viteza pur și simplu cu care se deplasează bicicleta respectivă. Sigur că și asta contează. Dar te poate și duce și la, la viteze care să genereze un pericol. Eu la asta mă refer. Băi, știi ce? Din adică trotinetele, de exemplu, ești tentat să te duci cu ea dacă e o trotine, o închiriezi. Da, nu, hai să vorbim de biciclete. Sau biciclete. Să ajungi la 25 de km la oră e foarte ușor. Și e foarte ușor. Da. Ceea ce nu se întâmplă dacă ești pe bicicletă normal, că mai obosești, mai știi cum e. Nu, dar uite, pune următorul caz. Lăsăm trotinetele deoparte. Ai o bicicletă normală. Da. Mergi cu ea cu 30-40 la oră. Se poate dacă mergi tare. Și ai o bicicletă electrică cu care mergi cu 30-40 la oră. Se poate. Da. Care e diferența când lovești pe cineva? Faptul că bicicleta electrică e mai grea? Nu, faptul că cu bicicleta electrică poți să atingi vitezele astea constant și... Mă refer la... A. Înțelegi? Pe când cu o bicicletă normală nu faci asta, că dai, te duci odată tare, după aia nu mai poți, adică nu se întâmplă lucrul ăsta. Nu mai poți tu. 0, nu e chiar așa, știi la ce mă refer? Ce deci șansele să mergi cu o bicicletă sau o trotinetă electrică cu 25-30 de km la oră, constant, sunt mai mari. Da. Ce părere aveți? Vi se pare un proiect bun? 0372069599, numărul nostru de telefon, văd că sunați deja, dar o să intrăm după o piesă, cred. Mai dăm o piesă și ne întoarcem. Deci s-a întâmplat, ați fost implicat vreodată, v-a lovit cineva care mergea pe bicicletă? Descrieți-ne experiența voastră și, desigur, ce părere aveți despre această inițiativă a Guvernului, care deocamdată de-abia intră pe circuitul parlamentar. S-ar putea să mai dureze. Cea pentru biciclete electrice. Asta este proiectul Guvernului. V-am întrebat dacă ați avut vreun incident în care să fi fost lovit de vreo bicicletă vreodată și ce părere aveți de această idee, de acest proiect de lege, prin care posesorii de biciclete electrice și de trotinete electrice, de scutere electrice, ar urma să fie obligați să-și facă RCA. Mihai, bună dimineața! Bună dimineața, Mihai, te rog! Bună dimineața! La mulți ani pe 2024! Salut, Mihai!
Propunerea mi se pare puțin spre mai mult deplasată. Serios? Am fost implicat. Da. Am ieșit din... Locuiesc la curte. Am ieșit din curte, pur și simplu, în fața casei, stradă și un trotuar de un metru. Am făcut un pas pe trotuar. Frate, m-a luat unul cu bicicleta. Exact. M-a dat 2 metri cu cotroabele în sus, cum se zice. Nu știu ce viteză avea, dar mergea. Bine, un puștan, 15-16 ani. Eu m-am speriat, am căzut. El a căzut, s-a speriat. Eu mi-am cerut scuze, domnule, am ieșit din curte fără să mă asigur. Tu ai trecut în viteză. Asta cu asigurarea la ieșirea din curte, nu, pieton, n-am mai... Dar nu ai reflexul să te asiguri când ieși din curte pe trotuar? Că în principiu pe trotuar n-ar trebui să circule nimic cu viteză foarte mare. În momentul în care impun sau cer, propun per CA, atunci să propun și permis. Și copilul de 3 ani care merge cu tricicletă ar trebui permis categoria A3. Probabil, da, interesant. Tot așa urcăm. Presupun că te-a dat cu cotoroabele în sus, cum zici, dar n-ai ajuns la spital. Nu, încă am fericit. Că dacă ajungeai la spital... Atunci le ceream și RCA și permis. Așa le și despăgubire. Da, intrai în altă zonă. Mulțumim. Marius, bună dimineața! Salut, Marius! Bună dimineața, dragilor! Eu sunt partea cealaltă, deci eu aveam o viteză destul de mare, coboram o pantă pe pista de biciclete. Da. Iar cineva a oprit paralel cu pista de biciclete și mi-a deschis portiera, portiera. Fără să mă vadă. Da. Deci... m-a făcut gem, ca să zic așa, o combinație de garne cu bicicletă. Dar, dar orice bicicliști știe că atunci când, vezi, când ești pe bicicletă și vezi o mașină, când treci pe lângă o mașină, ești atent la portiera respectivă. Stai puțin, dar interesantă speța. Bicicleta ta s-a stricat, bănuiesc, nu? În urma impactului. S-a făcut praf. Și ce s-a întâmplat ulterior? Adică RCA-ul cetățeanului cu mașina te-a despăgubit? L-ai dat în judecată? Nici măcar nu, cu toate că eu i-am dat portiera peste cap, i-am rupt ușa la mașină, dar nu a avut nicio treabă, el avea pretenție să-i repar mașina. Adică o chestie care nu s-a rezolvat într-un final, fiecare și-a văzut de dauna lui, ceea ce mi se pare anormal. Pe lângă asta, eu zic că trebuie verificate în primul rând bicicletele și chinetele care sunt, mă refer la cele electrice, care sunt modificate și făcute să prindă o viteză mult mai mare decât cea din fișa tehnică a ei. Da. Nu știu dacă la bicicletă există o limitare de aceea, știu că la trotinete e o limitare, dar... Și la biciclete, da. Noi românii găsim. Corect. Știu, mă, aveam și noi un coleg care venea cu trotineta la birou dimineața și mi-a zis, era foarte mândru. Eu știu de unul dintre ei care era foarte mândru că reglase treaba și mergea cu 60 pe oră cu trotineta prin oraș. Și mă uitam la el, făceam clipoc, nu știu ce am să-i spun. Băi, și cu mașina e greu să mergi cu 60 la oră când te gândești câte gropi sunt. Adică ți-e milă de jantele alea, dacă trotineta te dai peste cap. E mai simplu, în trafic dimineața cu trotineta mergi mai repede decât o mașină. Sunt de acord, da, 60 la oră, adică pe bune? Da, periculos. Știu cazul. Serios. Emil, bună dimineața. Salut, Emil. Bună dimineața, domnilor, mă bucur să vă aud. Da, auzind diferitele cazuri, îmi dau seama că, până la urmă, totuși, indiferent din ce parte se întâmplă, ar fi bine să existe o asigurare de răspundere civilă pentru diferitele daune. Însă întrebarea este cum aplici această lege să fie funcțională. Și aici ridic următoarele întrebări. Pe de o parte, ca o bicicletă să fie asigurată, asiguratorul o să zică, domne, dar dă-mi o serie de șasiu, un număr de matriculare sau ceva. Cum se va rezolva asta? Bicicletele electrice nu au o serie de șasiu? Adică știu că și semicursera mea avea. Au o serie, fiecare are o serie, însă te duci cu seria să ți-o verifice inspectorul de asigurări, nu știu cum. Nu, cred că e simplu, te trage poliția pe dreapta când ești cu bicicleta electrică, îți cere buletinul și RCA-ul. Nu ai RCA-ul la tine, poți confiscă obiectul. Bun, o altă întrebare. Ce facem cu bicicletele, adică de unde cum se va verifica dacă bicicleta respectivă are sau nu are 25 de kilograme? Te oprește poliția pe stradă, bicicletă electrică, domne, RCA. Bună întrebare. Păi nu am, pentru că a mea exact. Este electrică, dar nu depășește 25 de kilograme. N-are, 20 de kilograme. Nu stați puțin, că nu ne pricepem, dar astea n-au și ele cum ar fi un fel de talon, ceva?
bicicletele grele astea electrice? Nu există. Nu există. Pentru că faptul că nu au talon, este posibil să o cumperi de la cineva la mâna a doua, care nici măcar nu are o factură. Nu regimul vehiculelor. Ok, nu la modul ăla, la fel de strict, dar am crezut că au ceva, o mică, o ceva, nu, care să ateste măcar că e vehicul motor, cu un talon mic. Nu știu dacă ați văzut cumva poze, eu am văzut fotografii vechi de ale tatălui meu și mama mea, care au umblat pe vremuri prin anii 60 cu biciclete înmatriculate cu un număr de matriculare pe aripa din față. Nu, nu cred că ați văzut așa ceva. Sper să nu ajungem chiar acolo. Nu, cred că își puseseră ei, mersi frumos, își puseseră ei în glumă un număr de matriculare, că nu... Vezi cum o glumă poate deveni subiect serios până la urmă? Îți mai aduce care aminte glumă? Primul nostru 1 aprilie? Aoleu, da. Când am vorbit despre, nu mai știu exact despre, deci, despre ce vorba, dar era vorba de faptul că... Am adus pe Bobonete în studio. Nu era Bobonete. Era un coleg de-al lui. Un coleg de-al lui Bobonete, da, care a jucat rolul unui director din Primăria Capitalei, invitat să dea explicații pentru faptul că Primăria Capitalei anunțase că se va plăti rovinietă pe biciclete. Așa, rovinietă pe biciclete. La fel ca orice alt vehicul, și bicicletele uzează asfaltul. Da, și el știa că trebuie să fie simpatic la început și după aia din ce în ce mai urâcios. Și perfect. Da. Perfect a jucat. Și am păcălit o mulțime de lume în chestia aia, dar uite, cred că ăsta e viitorul, o să plătim rovinietă pe biciclete electrice. Acum am să aminte, zic, uite mă, glumeam acum cât 10-11 ani, da, și acum treaba asta devine realitate. Mulțumim pentru mesaje și pentru telefoane. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.